Dragii mei lei, bine v-am regăsit în această seară. Vă salut, vă îmbrățișez și îmi doresc să aflu pentru dumneavoastră în această seară care este energia unei persoane la care voi vă gândiți, așa că tot este prima lună a primului an, sau energia generală a planului iubirii, fie că sunteți singuri, fie că sunteți într-o relație, în separare. Ce vă așteaptă începând chiar din această lună? Ianuarie. Haideți să vedem care este energia generală pentru voi, dragii mei. Lei s-a, așa, s-a întors deja o carte. Ei bine, voi s-ar putea să vă recunoașteți sufletul pereche. Altfel spus, după o serie de dezamăgiri, după o serie ulterioară de schimb de mesaje, de căutare, poate... Eu știu, sunteți mult mai activi pe rețelele de socializare, s-ar putea să faceți schimb de mesaje cu o persoană, cu două, cu trei. Iată că apare dintr-un munte de ființe care gravitează în jurul ființei voastre să apară o persoană pe care o să o recunoașteți ca sufletul vostru pereche. Este vorba despre o întâlnire dintre două persoane care cred că inconștient s-au tot căutat așa din alte dimensiuni, se găsesc până la urmă în această dimensiune și cred că știți în momentul în care o să o vedeți că este sufletul dumneavoastră pereche, pentru că o să fie o persoană de care vă veți simți extrem de apropiat sau apropiat. Este ca și cum o cunoașteți de 100 de ani, chiar dacă este prima întâlnire sau atunci ați văzut-o pentru prima dată. Parcă nu știți de unde să o luați, nu știți de unde să-l luați, parcă aveți senzația că l-ați mai văzut sau ați mai văzut-o undeva, dar nu puteți să-i recunoașteți, adică nu recunoașteți figura, dar recunoașteți sufletul. Fără doar și poate este sufletul vostru pereche, semănați extrem de mult, sunteți pe aceeași lungime de undă, pe aceeași frecvență și cred că intuitiv veți ști despre cine vorbesc în momentul de față, pentru că poate în timp ce discutăm noi acum ați plantat așa această sămânță în univers a dorinței practic de a întâlni sufletul pereche. Cine ești, unde ești, haide să vă rugați să vină în viața dumneavoastră și sunt toate șansele să apară și s-ar putea ca element, eu știu, identificator, persoana asta să aibă acel gest de a vă cuprinde de bărbie sau vă întoarce barba sau a vă mângâia sau a vă ține față, obrajii în palmele sale. Va fi destul de multă pasiune, s-ar putea să fie o iubire care nu se va consuma de la bun început și va fi acea perioadă de preludiu în care persoana este ca un adevărat cavaler sau cu o adevărată lady. Deci cumva nu veți sări unul în patul celuilalt, ci mai mult vă bucurați de această întâlnire și de reciprocitate în iubire de la un suflet către celălalt, nu de la un fizic către celălalt fizic. Este vorba despre această dragoste care este pe vine. Deci eu cred că foarte curând toate blocajele acelea vor cădea. Se va găsi soluție la problema voastră din punct de vedere al amorului, pentru că veți întâlni. Deci în cadrul unei întâlniri de la suflet la suflet, îmbrățișare face to face, în față, face to face, adică nu numai pe rețelele de socializare sau pe rețelele de comunicare. Clar veți întâlni pe alesul, chiar veți spune el este sau ea este, bine ai venit în viața mea și chiar sunt șanse foarte mari să rămâneți până la finalul vieții împreună, pentru că veți fi echipa perfectă și relația perfectă, ceea ce vă doresc. Vă îmbrățișez cu drag, vă doresc să aveți o noapte binecuvântată și anul acesta chiar să fie anul celor care au suferit așa. Vă pup, vă iubesc, aveți grijă. Pa, pa!